Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea mea online story astăzi am un invitat a cărui viață este mai mereu pe prima pagină a ziarelor. Este un cântăreț foarte cunoscut. Soția lui este o persoană minunată, frumoasă, deșteaptă, celebră. Împreună au două fetițe, iar celelalte lucruri pe care dumneavoastră nu le știți încă, o să mi le povestească el astăzi. Tavi Clonda alături de mine și de dumneavoastră, la o emisiune, cred, așa ca între prieteni. Bună, Tavi! Bună! Mulțumesc frumos de invitație, mă bucur nespus de mult să-ți văd emisiunea, să văd ce faci tu aici, ce mă întrebi. Ce... Așa e, noi suntem prieteni de foarte mulți ani, dar niciodată n-am amestecat lucrurile. Am vorbit despre ce ne interesa pe noi la petrecerile voastre, exact, la petrecerile exact. Noastre. Da. Astăzi suntem într-o altă postură, dar tot așa, lejeră din punctul super. Meu de vedere. Așa că hai să începem și să te cunoască mai bine oamenii de acasă. Ei te văd doar împreună cu Gabriela sau cântând la diverse spectacole foarte frumoase. Cine este de fapt Tavi Clonda? Ai putea să te caracterizezi în trei cuvinte? În trei cuvinte vrei, că eu aveam pregătite mai multe. Dar, băi, este un om, în primul rând este un om, este un tată și, și un iubit, să zic așa. Iubit în sensul, eu iubesc oamenii. Bineînțeles că îmi iubesc familia. După aia familia alărgită, prietenii, dar iubesc oamenii și încerc să găsesc tot timpul ceva bun în fiecare om. Uneori obosesc, apropo de și de faptul că lumea mă știe, ba de la televizor, ba de la concerte, ba acum de ceva timp facem așa un reality pe pagina noastră de Facebook, atât eu cât și Gabriela, cât și fetele mele facem așa un reality și este un în plină expansiune așa și avem destul de mult succes și primim foarte multe comentarii unde, apropo de comentarii, sunt și oameni care văd lucrurile sau, mă rog, își expun veninul, ca să spun așa, și eu și la aceea încerc să le găsesc părți bune. Uneori când am răbdare și energie le răspund pe partea asta pozitivă și le spun să nu mai arunce cu rău, pentru că rău vor primi. Tocmai de asta spun, de aici a plecat toată discuția asta mea, iubesc oameni. Deci sunt un om, un tată și un iubitor de oameni. Să știi că așa este și nu spun lucrurile astea doar așa ca să te flatez, dar eu am văzut la voi acasă bucurie, la tine și la Gabi. Întotdeauna, parcă viața voastră, dincolo de foarte multe probleme care au existat în spate, e o bucurie. Este, într-adevăr. Aveți curtea plină întotdeauna. Da. Casa voastră este așa, ar fi foarte lejer un salon de petreceri. De petreceri, dar nu-s de botezuri. Păi, chiar acum mă gândeam, am fost la o zi de naștere a unei colegi de ale Victoriei de la școală și era într-o curticică, într-o curte cu piscină, cum avem noi, poate chiar un pic mai mică, de fapt un pic mai mică. Și am zis, uite măi, putem să facem și noi petreceri de copii, dar nu știu, am zis, băi, mai încolo la pensie, când vor pleca copiii, fac marfetele și pleacă și nu mai avem ce face cu căsoaia asta, atunci poate o să o ghiriem, da, nu știu, să știi că am și momente mai puțin, nu de bucurie, că bucuria există, dar nu tot timpul este doar un râs și o petrecere, pentru că e normal să fie așa, nu le expunem tot timpul, încercăm să le rezolvăm, ca în orice cuplu, ca în orice relație și ca în orice familie. Avem și momente când energia noastră e mai jos, când unul e supărat și celălalt încearcă să-l împace sau așa. Sunt și momente de genul acesta, da, ca să nu cadă lumea că totul este roz, dar într-adevăr încercăm să ne menținem starea asta de bucurie, pentru că altfel nici copaci în curte nu-ți cresc. Dacă, iar într-o familie cu copii, bine, într-o familie în general, dar într-o familie cu copii, cea mai bună educație pe care poți să o dai copiilor sau cel mai mare bine pe care poți să le faci este energia din casă, adică atmosfera, cum se spune, atmosfera din casă. Degeaba îi spui tu, băi, că uite ce trebuie să faci, că nu trebuie să țipi, că nu trebuie... dacă nu te cerți cu soția sau eu, poți să nici să nu te cerți. Să stai așa, bun, față, stai așa unul acolo, într-un colț, într-un colț și se simte o tensiune. Aia copiii, bine, și noi o simțim,
Aia copiii o simt. Și atunci încercăm să fie tot timpul relaxare, cu energia asta și atmosfera asta frumoasă într-o casă, trebuie să fie comunicare. Și cu maturitate, chiar și cu inteligență, și femeia trebuie să știe uneori când trebuie să lase de la ea, bărbatul trebuie să știe și el când trebuie să lase de la el. Nu e ușor, dar încercăm să facem asta zi de zi și supărările alea mici să nu le facem în bulgări foarte mari. Tu ai văzut în familia ta lucrurile astea? Așa ai crescut și tu cu o liniște în familie? Am crescut cu o liniște în familie, nu chiar cum o facem noi acum, noi știi, copiii își depășesc părinții. Am avut o copilărie foarte frumoasă, n-au fost toate lucrurile pe roz, au mai fost probleme, dar nu probleme grave și probleme mari au fost. Atunci erau cumva, mai ales stații, erau mai de la serviciu cu... Eu știu, securitatea cu toate alea aveau presiune mai mare și erau mai stresați din punctul meu de vedere, în ce am văzut și la vecini și la tata, decât femeile, decât mamele, care îmi lăsau de la ele în continuu, las că o să fie bine, las că e așa, mai știi? Și tații erau și mai absenți, munceau mai mult. Dar în general am avut o copilărie frumoasă, mai ales la energia la bunici. Mulți copii, mulți adulți își aduc aminte de bunici, pentru că la bunici cumva ai voie să faci orice, așa. Bunicul e mai relaxat, bunicii sunt mai relaxați. Eu și semăn în partea asta a bunicilor mamei și cu muzica de la ei am luat de la mama și, mă rog, și amândoi bunicii cântau. Și pe bunica mea o țin minte pe Margareta, care cânta cu vecinii, cântau în fiecare seară sau aproape în fiecare seară, dar făceau și treabă ziua, că avea curte cu găini, cu ce mai avea pe acolo, era o bucătăreasă desăvârșită și era o energie frumoasă, dar în marea parte, să zic așa, nu știu dacă mă întreabă un psiholog, poate spun mai multe, am rămas energie pozitivă și energie frumoasă și de asta nu văd altfel, nu îmi place să ții pe cineva, nu îmi place să ridice tonul sau să fie nervos sau știi, nu prea suport, adică nu suport deloc. Asta e bine, chiar dacă spuneai că tatăl tău era mai sever, era pe atunci felul acela comunist de a crește copii. Da, mamele să crească copii, da. Noi mai așa, știi? Așa era un Dar pic cu toate moda. Astea eu te-am văzut foarte apropiat de tatăl tău în toți anii aceștia de când ne cunoaștem și te-am văzut și afectat când el a plecat de pe lumea aceasta. Da, e normal. Da, am fost apropiați, mai ales și la acum spre când cumva parcă și el, nemai lucrând și a ieșit la pensie, s-a mai liniștit, nu mai era chiar așa sub presiune. S-au mutat și la Brașov, la casă, mă stea la Brăila, la bloc, s-a mai detașat un pic, s-a mai venit în partea mamei așa cum ar veni și ne-am simțit foarte bine. Da, a fost prezent la cununia noastră din 2015, când eram aici la Canal D, a fost și la ziua Gabrielului, dată în 2014, nu mai știu, dar a fost prezent la... N-am mai putut să ajungă la... La botezul la botez, Victor. Da, n-am mai putut să ajungă, era bolnăvior și era foarte greu transportabil, dar na, așa e viața. Așa este viața, e dureros să-ți pierzi un părinte? Este... Foarte dureros, nu mă așteptam să fie chiar așa, pentru că cumva Dumnezeu ne-a pregătit, a fost cam bolnăvior în ultima perioadă, dar nu, asta ce probleme asta de că sănătatea? Te-a pregătit e o vrăjeală, nu te pregătești niciodată. Băi, măi, cu oasele, nici nu știu, dar a fost ceva generalizat așa, n-a avut o boală, n-a avut cancer sau n-a avut ăstea. A slăbit organismul, era destul de grăsuț și după aia a slăbit foarte tare, că nu mai mânca. Poți să zici așa de o bătrânețe, practic. Nu știu ce diagnostic s-a pus exact, că n-a fost o boală de asta. O singură boală. Probabil au fost mai multe complicații care au dus. Complicații, da, și... Care l-au pus la pat. Era foarte pat, greu transportat. Și când ești la pat, lucrurile se complică un pic, te și demoralizezi. Deși super, mamă, nu mai poți să faci, mai ales cu un bărbat activ, nu mai poți să activezi, să faci, să duci, să fii de folos, măcar familiei, dacă societății, nu? Și ușor, ușor s-a stins, dar asta spuneam, niciodată nu te pregătește Dumnezeu, chiar dacă spui, bă, se cam știe că nu o să mai ducă mult, nu, când dispare, atunci efectiv simți că se rupe ceva, dar din păcate, na, în mod normal, se spune că așa e normal. Copiii să-și îngroape părinții, mai nasol, Doamne ferește, să se întâmple invers sau alte nenorociri. Deci, cumva, asta e ciclul normal al vieții, trebuie să trecem toți prin durerea asta. Unii trec mai ușor, alții mai greu.
Știu că tu ai fost foarte afectat la vremea respectivă și Gabriela a fost acolo să te sprijine așa cum o sprijin și tu de fiecare dată. Da, da. E normal când momente grele să-ți găsești alinare, mai ales că dacă ai și un copil, de multe ori când apar copii, ușor, ușor bunicii se duc sau așa se spune, vine o zi, unul vine, altul pleacă, găsește, Dumnezeu îți dă o alinare cumva, chiar dacă nu ți-e suficient atunci, dar te preocupă, te preocupă copilul, hai să vedem că are nevoie de aia, de aia, de tine și atunci cumva îți mai ia, se mai duce mintea în altă parte, dar golul rămâne. Golul rămâne, viața însă merge înainte, așa cum spuneai tu. Cât de mult o iubea tatăl tău pe Gabriela Cristea, pe soția ta? Băi, tata n-a fost niciodată un tip care să-și exprime... Mai ales că el era un tip rece, spuneai, mai... Da, nu era... Te pupa în somn, exprima. Știi cum e? Așa, da. Pup copiii în somn. În somn, exact, da, da, așa spunea, nu prea era cu... Așa era generația lor, te iubesc, ăsta părea așa, mamă, odată la 100 de ani și era sărbătoare, da. Și atunci a înscris eventual pe o felicitare. Da, nu prea se spunea te iubesc așa, nu prea și exprima sentimentele, dar îți dai seama că era bucuros, era fericit, nu știa ce să facă mai întâi, uneori chiar se enerva că nu ieșeau toate lucrurile, stai mă, tati, că nu e o problemă, îți dai seama că când am fost prima oară o știa de la televizor și a avut emoții mai mari ca ale mele, știi? Vine Gabriela, da, vine Cristea de la televizor, de la televizor. Ce facem, cum ne aranjăm casa, da, ce îi punem pe masă. Da, i-am pregătit eu, le-am făcut un preambul așa înainte să... Așa, a fost foarte, foarte ok și se simțea bine, Gabriela fiind și ea o fire foarte deschisă. Da, sociabilă. Sociabilă, ne-am înțeles foarte ok. Te-a întrebat, tata, e ceva serios sau mi-o aduceți doar așa aici? Nu prea s-a băgat tata nici la relații. Cu mama era pe comunicare, dar nici mama n-a îndrăznit așa. Au zis, bă, când are ceva să ne spună, că am mai fost o dată la Brașov, dar ea n-a venit la ai mei, dar mi-a dat mașina, că i-a plecat cu niște prieteni, că venisem cu mașina ei, a fost o combinație așa. Și ei s-au dat seama ceva, că nu-ți dă mașina doar că ți-a dat mașina, că n-ai vei tu mașină, că aveai mașină. Și de atunci nu eram pregătit să vin acasă și a plecat și pe aia m-am dus, știau ei ceva, dar au așteptat să le spun eu, nu m-au întrebat și oricum mama, chiar și tata a zis că oricine merg acasă va fi binevenit pentru că ei m-au crescut cum au crescut și au încredere în mine, mai ales dacă a fost o fată ca și Gabriela, s-au bucurat, dar n-au pus nicio fel de presiune, nu m-au întrebat, au lăsat lucrurile să meargă așa cum sunt. Nici noi nu știam cât o să meargă. Așa adică e. Adică ceva serios, ce e aia, ce întrebare aia? Da, e... A început frumos la emisiunea, da, voastră Te vreau lângă mine. Da, da. Și ai vrut-o lângă tine, da, pe exact. Gabriela. Da, a fost cel mai bun exemplu, practic, la emisiune. Adică dacă prezentatorul și cel care interpretează melodiile de dragoste nu formează un cuplu, păi, atunci cine? Exact, da, da, da. Multă lume nu ne-a crezut atunci la început, au crezut că e doar o chestie de marketing sau că un capriciu de-al meu sau de-al ei. Dar, repet, nici noi nu știam că nu poți să bagi până nu vezi un pic, lucrurile au fost luate încet, nu ne-am grăbit, niciunul dintre noi, știi? Așa e, Gabriela a trecut printr-un divorț traumatizant, groaznic chiar, extrem de mediatizat la vremea respectivă și chiar nu cred că mai avea nevoie de încă o relație. Exact, exact. Despre tine se spunea că ai o relație cu o altă persoană. Da, da, da. Care ar fi fost însărcinată, așa, erau titlurile. Da, mele. Da, au fost atunci. Așa că această combinație, da, părea așa, da, da. Iarăși de cancan. Imposibil. Da, da, da. Nu, lucrurile au fost date pas cu pas și tocmai de-aia probabil că și funcționează. Eu mai am o vorbă, când te întâlnești cu cineva pentru prima oară, nu, sau pentru primele dăți, nu-i arăta ce musculos ești tu, ce, mamă, ce ești, după aia tu de fapt ești. Fii natural, fii așa cum ești și așa trebuie să observe, că după aia dacă tu spui că ai bani, că faci, mamă, și dai jumătate flori la început și îi faci capul mare și după aia te oprești, că tu de fapt nu ești așa, ai jucat un rol.
E, și ea zice, păi tu sau și invers, la fel și femeia. Să arată ea că nu știu ce, nu. Trebuie luate lucrurile natural, fi natural, dacă te place așa bine, dacă nu, nu. Asta nu înseamnă că faci niște gesturi, la început faci niște gesturi un pic mai, să zicem, altfel, dar nu tot tu trebuie să fii și să fii așa cum ești tu și cum crezi că o să rămâi, că dacă te schimbi, după aia spune, păi te-am luat la început. Femeia la început să-ți gătească și după aia să-ți mai gătesc. Așa. Păi tu nu te super, păi băi, la început te-am luat că găteai. Păi tu acum nu mai gătești. Păcălit. Da, mai păcălit. Păi hai să nu mai mă păcălești. Deci asta spun, trebuie lucrurile natural și în timp. Atunci când ai câștigat cumva cu band-ul, să veniți, da, să fiți acolo în studio, la Te vreau lângă mine, te-ai fi gândit vreo clipă? Că o clipă așa, chiar, nu o clipă, chiar mai puțin de o clipă. Că tu vei avea o relație cu Gabriela? Deloc. Nu știu dacă mă crezi, deloc. Eram atât de concentrat, eram mândru de contractul ăsta cu Tavi Clonda Band. Chiar atunci începusem 2013, până atunci am fost în Bandidos, în alte trupe de cover-uri, tot încercasem, tot așa, solo și așa mai departe. Și atunci începusem în 2013 proiectul ăsta de cover-uri Tavi Clonda cu live band-ul. Și mi s-a părut foarte repede, din ianuarie am avut primul concert și în august deja am făcut rost de primul contract. Profesionist, să spun așa, la o emisiune plăcută, zi de zi, un job practic în ceea ce facem și eram atât concentrat la asta și vreau să-mi iasă bine și chiar ne-a ieșit și am făcut și piese, nu m-am gândit nicio secundă, nicio secundă și nici nu m-am gândit, nu știu. Mult timp, da, bine, nu chiar așa mult, vreo 3 săptămâni. Și după 3 săptămâni, ce s-a întâmplat după 3 săptămâni? Am văzut că lucrurile merge vocea, merge chitara, merge bandul, merge... M-am relaxat și am început să văd un pic mai... Ai văzut și spre prezentator. Da, 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 că eram așa, exact. Dar slăbise foarte mult în perioada aceea, au purtat niște pantaloni de piele și o cămașă albă atunci. Și eu în fiecare zi o prezentam, îmi ziceam, băi, cum să intre ea așa? Spuneam, să intre așa, cum să intre așa, fără să o conducă cineva, măcar 2-3 metri. Și cântam în fiecare zi câte un refren și vezi că spun, mă, s-au adunat refrenele alea de dragoste și ce spuneam pe acolo, da. Era un challenge în fiecare zi, căutam câte un refren și mă gândeam la ea, dar fără, repet, fără să mă intereseze ca și femeie măcar, ca și... Dar știam că ce personalitate are și ce fel de om este și de cât de respectată și iubită este și de frumoasă. Și am zis, băi, să-i fac, ba Lady in Red, ba Supergirl. După aia am început să compun restul istoriei, am compus după aia piesele mele. Dar până atunci căutam în fiecare zi refren, mi se părea un challenge. Și... O fată ca ea? O fată ca ea, am nimerit-o din prima emisie, o fată ca ea merita. După aia am zis, băi, cum ai nimerit piesa aia? Mi-a spus mai demult. Băi, sincer, n-am știut chiar că se potrivește, dar așa a fost, că artiștii uneori nu trebuie să gândești să pui, îți vin niște chestii, atunci, se potrivesc, da. Da, chiar în prima emisie am cântat o fată ca ea și nu se aștepta să-i mai cânt ceva și a rămas, da. Îmi place foarte mult piesa asta. Da. Și bănuiesc că ei a rămas așa. Da, da, normal. Era imposibil să nu se uite la tine, erai... Și tu, da, în vogă, arătai foarte bine și acum, dar atunci era, da, o nebunie. Fetele veneau spre tine, bărbații o căutau în continuare, da, pe Gabi. Așa este, da, da. Și după 3 săptămâni ai deschis orizontul, da, ai văzut mai bine? Da, am început să facem activități împreună cu colegii, să ieșim la un film, să ieșim nu știu unde, nu știu la ce meciuri, trebuia să mergem la fotbal. Da, și așa ușor s-au aliniat planetele. Eu eram puțin încurcat, m-am descurcat. Adică ca cu domnișoara cealaltă, nu? Da, m-am descurcat. Cât de încurcat și... erai? Nu, era o relație, am mai spus-o, care nu mai mergea de vreun an de zile. Dar știi cum e, nu poți să rupi chiar așa foarte repede niște lucruri, mai ales că erau situații și... Dar nu mai mergeau, chiar nu mai mergeau și... Domnișoara respectivă știa lucrul ăsta, dar era grea despărțirea. Și până la urmă, până nu apare o altă persoană, până la urmă n-ai puterea să iei niște decizii, știi? Și în cazul ăsta așa a fost, știi? Erai mai încurcat? Da. Ai descurcat tu lucrurile? Cine a făcut primul pas? Tu sau Gabriela? Eu am o vorbă. Bine, numai că nu-i vorba mea. Din punctul meu de vedere, femeile aleg. Nu am fost niciodată genul să mă duc la o domnișoară, să o curtez, să-i fac o curte mare, să-i dau 1000 de flori dacă ea nici nu mă observ. Deci
Întrebarea asta e așa, cu două răspunsuri sau depinde cum privești lucrurile. Mi-a dat de înțeles că aș putea să încerc să fac curte, știi? Da. Că e loc, știi cum să loc, spun. Dacă nu e loc să vin eu, n-am fost niciodată de la... Probabil că nu mi-a plăcut să fiu refuzat și de asta nici nu prea am fost așa. Că dacă te duci ca bălălău, numai că oricine poate să fie refuzat. Și am fost așa un pic de... Știi, să văd un pic dacă e loc. Da. Dacă nu e loc, ce? Sau... Nu, n-am fost genul. Și când am văzut că e loc, am început și eu să fac o curticică, cărămidă cu cărămidă. Mici așa, mici chestii și a funcționat. A funcționat, ați făcut lucrurile astea puțin în secret. S-a aflat mai târziu despre relația voastră. Da. Mi-amintesc că a fost o petrecere dată de Canal D. Iar noi cu toții ne-am dus, ne-am distrat. Ochiul meu de jurnalist a văzut ceva, o apropiere între Tavi și Gabriela, mai ales că vreau să vă mărturisesc, Gabriela este o persoană foarte dragă sufletului meu și a fost foarte apropiată de mine, mai ales când eram aici. Și mă tot uitam eu, e ceva acolo. Asta se întâmpla pe la finalul unei săptămâni. Și am să-i mărturisesc acum lui Tavi cum am aflat eu că are o relație cu Gabriela Cristea. După acea petrecere am mai trecut o zi. A fost una cu măști. Aia cu măști, deci aveam și puteam să ne și ascundem. A fost foarte simpatică, eu o țin minte. O super petrecere. Da. Gabriela coboară din studioul ei de la Tevreau lângă mine, la mine, la birou. Mă cheamă pe mine și pe încă o colegă, Dana Enache, cu care avea și ea o relație extraordinară și ne spune: uite, vreau să vă mărturisesc ceva, fetelor, nu vreau să aflați de la altcineva, nici din presă, nici de niciunde, doar de la mine. Știți cine este noul meu iubit? Mamă, nu cred, eu nu știam asta. Dana s-a uitat așa mirată la Gabi. Și eu m-am îndreptat spre ea și zic: Știu cine? Tavi, nu pot să cred. De unde? Se vede din avion. Da, începea să se vadă din avion, da. Și de asta, până la urmă, trebuia Erau niște sentimente foarte frumoase pe care nu le puteați ascunde. Am încercat o perioadă destul de... Și mai ales că eram și în zi de zi la televizor, adică era complicat rău. Și mai ales că nu suntem nici doi prefăcuți, să spun. Adică ținem, job-ul e job, dar tot se simțea că era și la început și era în creștere așa toată energia și toată iubirea asta și toată atracția și nu mai mergea, știi? Nu ți-a fost frică de faptul că Gabi trecea prin ce trecea atunci și poate la nivel mental la un moment dat ar fi putut să se gândească la un stop pus în relației voastre? Păi nu mi-a fost teamă, pentru că nici eu nu i-am promis marea cu sarea, nici el nu mi-a promis mie marea cu sarea, mai ales la început. Am lăsat lucrurile să meargă așa natural, simțeam foarte bine unul cu celălalt și cam atât. Adică, știi, nu ne-am zis, vai ce, eu ne căsătorim acum, iubirea vieții mele. Nu, au mers foarte natural, asta tot spun și tot repet. Ne simțeam bine și când înainte să se afle, mergeam la ea acasă, când intram separat, făceam așa, ea gătea, stăteam, ne uitam la un film, după aia am început să ieșim cu niște prieteni ca să nu se... După aia am început, după ce s-a aflat, am ieșit, ne deranjeam un pic. Niște lucruri pe paparații atunci și ne-au mai deranjat un pic, dar am făcut față foarte bine. Când nici eu nu eram străin de televiziune și de paparații și așa, a fost ok. Nu mi-a fost teamă deloc, nu. A fost ca o eliberare în momentul în care s-a aflat că sunteți împreună? Da, a durat un pic să se ducă un pic tot boom-ul. Bine, a durat mai mult, au fost articole și așa, dar măcar știam că putem să ne luăm de mână pe stradă sau putem să ne comportăm... ca un cuplu. Ca un cuplu, să ieșim la un restaurant, ca un cuplu. Da, a fost foarte mare eliberare, nu mai suportam niciunul, nici eu, nici ea. Imediat ați făcut acea melodie împreună? Da, am făcut. În care a cântat și Gabi. Da, am pus-o, ia zi, bine, poți să tragi tu aici refrenul, ții minte, eram în autopen. Să tragi tu aici un pic refrenul, că nu, și așa a rămas. Da, felul tău de a fi, o găsiți pe YouTube, Tavi Clon, da. Păi a urmat numele tău, tu și eu, am fost și Te Vreau lângă mine, da, a fost o perioadă frumoasă. Cum ai cerut-o de soție? Băi, de soție a fost o poveste foarte frumoasă. Hai să mergem la
un city break de ăsta să mai ieșim și noi 3 zile și unde să mergem la Veneția. Deci nu am făcut rost de, n-am luat biletele la Veneția cu gândul să o cer, dar am zis, merg la Veneția. Păi stăm, dacă merg la Veneția, nu acum e momentul. Nici nu știu, am avut emoții ca un copil de la, am ținut inelul la mine 3 zile și l-am luat în ultima zi. Am ajuns în Veneția, era foarte frumos și eram așa, de-abia ajunsesem, dusesem bagajele la hotel și ne-am pus la pe malul gârlei, să zic așa, pe malul canalului acolo, la o berărie, la un restaurant, la o terasă, ce era acolo. Și am luat câte o bere, eu care nu beau bere, dar era o căldură și așa, am luat o bere și o pizza de aia de-a lor, foarte bună, simplă, dar bună. Atunci eram așa de fericit amândoi, cred că a fost prima destinație așa în afara țării când am ieșit cu ea. Așa, și eram așa de fericit, era așa de un zen, așa totul era minunat. Și a zis, băi, îi dau acum și scap. Și a zis, bă, cum trebuie să povestim noi după aia că i-am dat inelul la o bere? Bă, nu îl dau, bă. E urât. Am zis că îl dau în gondolă. Eu cu mine vorbeam, îți dai seama, vreau singur. În gondolă, tu aveai scenariu. Da. Și până la urmă, am dus în gondolă, într-o a doua, a treia zi, nu mai știu, spre finalul city break-ului. Și în gondolă ne-a zis cineva, luați pe zi, dar să prindeți și seara, că e frumos și ziua și seara, luați pe la nu știu ce oră era, să prindeți și ziua și seara, perfect. Și ne primim noi cu gondola, eu nu aveam curaj, nu găseam și eu nimic, ceva să mă inspire, ce să fac? Și până la urmă am zis, băi, s-a făcut întuneric. Și am zis, de ce mai dau acum, nu mai vede nimic, frate, mâine plecăm, ce trebuie să fac? Aștept o lumină, că mai erau pe canalele alea câte, ții minte și acum la o biserică sau cum se cheamă, Santa Maria Formosa, ții minte și acum, era un bec de ăsta, un far, știi? Și am zis, gata, acum vine momentul și am scos, l-am dat, dura 10 secunde lumina, că trecea gondolierul ăla, avea o viteză. Și și nu m-am pus în genunchi, am zis, băi, nu mă pun în genunchi, că sunt în gondolă. N-am cum, că ne răsturnăm. Îi spun așa, nu știu cum am stat lângă ea, nu știu cum am dat eu cumva. Și am zis, dacă nu am zis, vrei să fii soția mea, că mi-era frică și de cuvântul ăsta, soție, vrei să te căsătorești cu mine, am întrebat-o. Și ea când a văzut, nu cred, deci primul cuvânt al ei a fost, nu cred, eu așa o fracțiune de secundă mi-a stat inima așa. Ea n-a văzut, a crezut că îi dau telefonul să mă fotografieze, nu știa ce scot de acolo, ce tot caut. Da, nu cred și așa i-l-am dat, după aia am sărbătorit în piața San Marco acolo. A fost foarte, foarte frumos și acum am fost la, când s-a întâmplat asta, în 2015 și acum am fost la în 2015, nici nu mai știu. Mă ceartă soția acum, când te-am cerut iubire. Deci știu că ne-am căsătorit în 2015, în 2015 ne-am căsătorit civil și cred că în anul ăla am prea... sau cu un an, nu, în 2014, în toamnă. Da. Nu te mai ceartă, gata. 2014, pentru că am făcut 10 ani de când am cerut-o, că am fost anul ăsta în Veneția și de asta zic. Da, am fost anul ăsta și am făcut 10 ani de când am cerut-o. Știam eu ceva, e greu cu calculele astea, mă, iubire, că avem la date. Da, 10 ani de când am cerut-o, da. Nunta cununia, de fapt, a da, fost la anul să facem frumos. 10 ani, da, de cununia. A fost o super petrecere aia, da, a fost cea mai tare petrecere la care am fost. A fost foarte frumos, foarte multă lume, toți colegii de la Canal D au petrecut alături de voi. Ea a fost îmbrăcată în mireasă la botezul Victoriei. Da, da, la botezul, cred că al lui Iris. Sau, al lui Iris din 2019, da, al lui Iris. Da, la Victoria nu. Victoria 2017. Știam eu că la un botez am încurcat și eu. Da, oricum ele două, păi da, câte, da, ăla a fost ultimul, pentru, atunci am făcut și cununia religioasă, pentru că urma să devenim nași și cumva am fost și forțați așa, dar înseamnă, dacă tot o să fim nași... Hai să facem și noi. Păi da, trebuia să facem cununia religioasă și a fost foarte, foarte frumos și da, după petrecerea, deci a urmat, a fost ația petrecere 2015-2016, după aia botez, nași... Foarte complicat și am zis, băi, gata, nu mai petreceri mari, facem la noi în curte de acum și... Mai mici, mai restrâns. Bine, și la noi în curte, care restrâns? Sunt foarte... 70 de oameni. Bineînțeles, nu spuneam eu de la începutul emisiunii că puteți să vă faceți salon. Da, da, dar măcar nu plecăm de acasă. Da, a fost o perioadă destul de, nu agitată, dar plină de evenimente mari și cu problemele pe care le-am avut. Au fost și probleme, uite, dincolo de partea frumoasă a lucrurilor,
a existat și foarte multă durere, mai ales în perioada în care Gabi nu reușea să rămână însărcinată. A făcut de multe ori... 5 inseminări am făcut. Inseminări? 5. Da. Cum ați luat decizia prima dată să faceți inseminări? Băi, m-a luat așa până în învăluire. Pe mine nu mă interesa neapărat aspectul ăsta, pentru că tot copilul meu ar fi fost, n-aveam prejudecăți, poate foarte puține la început. Consult la medic, statistic, mă enervam pe toți medicii când spuneau, când auzeam cuvântul infertilitate, eu care... Ce era infertilitate? Am și cer... Nu m-am certat, am întrebat-o pe doamna doctor, dar de ce pomeniți cuvântul ăsta, infertilitate? Gabriela are tot ce trebuie, eu am tot ce trebuie. Păi nu, că dacă după un an statistic, păi am înțeles că statistic, dar orice statistică poate fi și, sunt și contraexemple și așa mai departe. Mă rog, mi-a explicat că așa e termenul, nu știu, bun. Și am zis ca să nu mai pierdem timpul, să așteptăm, să un așteptăm. An, și... Da, și bineînțeles că tot când a vrut Dumnezeu sau când a vrut Victoria a venit prima oară. Așa după este, 5 da. Inseminări care efectiv, păi au dărâmat-o mai mult, pe mine m-a dărâmat ultima, că atunci la ultima și eu am picat un pic. Dar pe ea fiecare o însemânare, eu nu pierdeam speranța, ea pe momentul ce o pierdeam, eu nu pierdeam speranța, zic, lasă, iubire, am pierdut. Că asta îi spuneam mereu, am pierdut o bătălie, dar n-am pierdut războiul. De fapt, eu traduceam cu sportul, că toți sunt cu sportul și eu așa spun. Am pierdut o etapă, iubire, important e, victoria finală contează. Așa spuneam, victoria finală contează. Și cum se comporta Gabi după o durere din asta mare, care ajutam, era transmisă de doctor până la urmă? O ajutam eu foarte mult. Aveam și doi căței atunci, făceam... Se retrăgea în ea? Nu, că nu o lăsam, nu. Trebuia să vină la serviciu a doua zi să zâmbească în fața oamenilor? Îți dai seama cum era. Nu, am fost un sprijin foarte mare pentru ea. Pentru că era și normal că era vorba de noi doi, nu doar de ea. Și mereu schimbam subiectul, bine dispuneam, găseam o activitate, mai plecam undeva, veneam la inseminare, după aia o duceam undeva la un restaurant, tot timpul reușeam, am reușit tot timpul. Ultima dată, ți-am zis, a cincea oară a fost un pic mai delicat, deși ne-am oprit atunci, din orice ne-am oprit și urma în februarie să mergem, nu știu, până ce, Austrie, Elveție, Polonie, să doneze, mă, stai mă că mă încordez acum, lasă, nu plec eu nicio Polonie, nicio Japonie, nicio Cehoslovacie. Și s-a întâmplat în ianuarie să rămână pe cale naturală și a fost exact cum, uite, cum mi-am dorit, practic. Așa cum de la... v-ați da. Dorit voi. Ce a fost atât de dureros la ultima încât a spus gata, nu se mai poate pentru o astfel de procedură? Nu este doar psihic dureroasă. Este dureroasă din toate punctele de vedere. Mai și, mult psihic, să știi. Dar și fizic. Și fizic, normal. Ești căzut, te dor toate. Da. Trebuie să faci o pauză între ele. Da. Au fost... S-au adunat de asta. N-a fost cam numai... ce perioadă este între aceste proceduri? De 5 luni? Deci cu totul astea 5, cred că au durat un an. Un an. Într-un an parcă am făcut cam așa, într-un 2016 pe ăla, parcă am făcut 5 seminari, nu știu dacă chiar toate într-un an, poate un pic, un an și ceva. Atunci, până în octombrie, după ziua ei parcă sau ceva de genul ăsta, sau înainte de ziua ei, atunci a fost ultima. Și am zis să facem pauză, vin sărbători, ne relaxăm, hai să ne vedem și noi de viața noastră, dacă o fi bine, dacă nu o fi, nu o fi, și după aia a venit Dumnezeu cu două minuni. Cât de mult plângea Gabi? Măi, plângeam, dar ți-am zis să încercăm să o scot și să mergem în locul. În weekend plecam, în fiecare weekend. În timpul găseai toate soluții. Găseam soluții, da. Și am reușit destul de repede să o pun pe picioare. Să mă pun și pe mine, că deja și eu început să scârție așa, că tare, da, cât. Da, și mai mult pentru supărarea ei, dar într-adevăr, da, a fost destul de greu, dar... Vezi, cred că și creierul ăsta uman îți șterge amintirile alea. Nu mai ții minte exact. Așa este. Știu că a fost dureros, dar nu mai ții minte. Le ștergi ca să rămâi doar cu alea pozitive. Ca să rămâi cu alea pozitive. Nu v-ați gândit să înfiați un copil? N-ajunsesem până așa departe. N-ajunsesem. Eu nu pierdusem speranță. Eu știam că o să am copii. Chiar fată. Nu știam că o să am două. Să nu fiu așa, ipocrit, dar știam că o să am un copil, nu pierdusem speranța deloc. Atunci un pic moment de înseminări, dar mă gândeam că o să avem. Dar când vrea copilul, când vrea Dumnezeu să ne-l trimită, când așa a fost. Și cumva, cred că și în sinea mea, băi, îmi doream eu pe calea asta naturală, așa, știi că...
că e al tău. Da, și, păi, și, și în seminar era al meu. Da. Dar era pus de altcineva acolo, tot da. Ale mele era, era treaba. Dar așa, direct, așa, pe, pe iubirea de aia clasică, știi? Mi-am dorit eu așa un pic mai bătrânește. Și a ieșit, a ieșit. A ieșit și v-ați relaxat. Da, da. Da, când, când, în primul rând, când s-a relaxat ea, că eu eram relaxat, ea s-a relaxat. Că a zis, bă, aia acum, gata. Că ea așa face, lucrează, lucrează și când e pauză, bă, e pauză. Și atunci s-a relaxat și ne-am relaxat cu toții. Am, a fost și o întâmplare foarte... haioasă, dar atunci a fost foarte trist. Am zis, băi, după toate astea, toate seminele astea, hai să plecăm și noi odată în ianuarie. Aveam o săptămână până începea emisiunea asta, nu știu cum, în Dubai, la o țară caldă. Când e frig afară în România, să plecăm și noi în țările calde. Și ne-am dus noi la aeroport pe 2 ianuarie, o zăpadă afară, o nebunie, notopene în tot București. Ne-am dus, noi ne-a dus un vecin cu mașina până la, când nu găseam cu cine să ne ducă. Mergem acolo, nu puteți să plecați. Cum nu putem să plecăm? Păi aveți pașaport temporar. Ea avea pașaport temporar. Și în țările astea arabe și așa, trebuie cu pașaport permanent sau așa. Sau trebuia, nu mai știu cum e acum. Mă rog. Și băi, nu, nu merge, că sunăm la consulate, că băi, puteți să sunați, vă duceți până acolo, dar o să vă oprească de acolo, vă întoarce înapoi. Așa e regula, nu te bapați aici, că nici... Da. Mamă, deci așa mult s-a supărat, a plâns. Bă, ia uite-mă, după ce că vreau să-i fac cadou și o plecare asta. Eu, hai mă, iubire, mergem acasă la căței, de-abia plecați. Facem un om de zăpadă, era o zăpadă. Facem un grătar, ea vrea soare, piscină. Hai mă, iubirică, hai mă, că eu eram chiar... Eu, pe mine nu mă interesa unde mergeam, că eu eram atât fericit cu ea, că nu mă interesa. Dar mă durea durerea ei, când o vedeam că suferă și acum... Știi, eu nu, eu nu aveam treaba asta. Asta nu e Dubai, uite ce frumos în tot pe la noi aici. E, ne-am dus acasă, ne-a sunat un văr, vărul de fapt, și a zis la Sinaia, că avem spa aici, avem nu știu ce, și am zis la Sinaia și acolo a rămas însărcinată cu Victoria. Deci a fost tot așa, s-a legat cumva, da, atunci am rămas, când era chiar relaxată la Sinaia acolo, am dus și pe club, și pe Nalea, și la spa-uri, și da, live de Dubai, da, n-a fost să Dubai, fie, da, nici da, în Otope, da. Nu după m-am aia ne-am dus în aprilie în Dubai, că am amânat biletele, și nu știa nimeni că deja avea burtică. Nu da. Dacă avea ochii mai așa nu se vedea, nu anunțaserăm încă. Și ne-am întâlnit și cu doi prieteni în aeroport. Unde plecați? În Dubai? Cum în Dubai? Da. Și când mă întoarceți? Păi atunci, păi și noi. Și unde stați? Păi la hotelul de lângă. Oh! N-au zis nimic, dar au văzut că la trecerea de bagaj acolo avea niște medicamente. Și doar dacă ești însărcinată și prezici, duceai voie cu medicamentele alea, nu știu ce. Și a prezentat ăștia, au plecat mai încolo, dar s-au prins ieștii, dar n-am zis nimic. S-au uitat repede. Da, 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 da. Lumea curioasă. Da, da, dai seama, da, până n-am zis noi, n-au zis nici ei nimic și da, asta a fost bine. La câte luni de sarcină a anunțat că cred că în al doilea trimestru, când de obicei cam cum se anunță așa, în al doilea trimestru. Al doilea trimestru înseamnă la 4 luni jumate. Chiar 5, cred. Chiar 5. Chiar la 5 luni, da. Da, ea era un pic, sau un pic mai mult superstițioasă. Se gândea, Doamne, nu anunț până nu da, sunt eu sigură că da, da, totul păi o să fie asta bine. Da, da, nu că e superstiție neapărat, dar e pentru să păstrezi energia ta până când ești sigur da. De anumite lucruri, știi? Aici, în televiziune, dai seama că se vedea, se mai îngrășase un pic Gabi. Eu știam că este însărcinată, mi-a zis, era foarte fericită. Și ca orice ziarist, în mod normal, trebuie să dai da. Știrea asta. Era o nebunie în perioada da, respectivă da, cu da. Cine dă primul informația. Da, 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 doar da. Că în cazul meu a primat prietenia și am considerat că pot să găsesc o altă știre la fel de importantă. Da. Sau poate alta da. La... da. Diferită pentru a nu-i face un rău lui Gabi. Da, și da. Am lăsat pe alții să scrie la un moment da, dat da. Că ea este însărcinată. Da. Și uite că a născut-o pe Victoria, n-au fost da. Complicații în timpul sarcinii. Nu, au fost vreo două momente când am avut vreo două cântări. Și era geloasă și la Victoria, la Victoria și la Iris au fost vreo două momente, dar n-au fost ceva... Ce înseamnă gelozie la cum Gabi? Cum plecam de acasă, copilul făcea ceva, odată spune că mai am o repriză, stai acolo,
eu sunt la spital, păi cum să mai stau? Mamă, deci au fost vreo două momente când nici nu mai știu cum se cheamă la contracții, erau mai rapide decât, nu, băi, deci cum se le șterge Dumnezeu creierul ăsta, ba, au fost, dar nu a fost ceva grav, dar trebuia văzută, știi? Mai ales și la prima sarcină și după ce trecusem, până ce trecusem, așa, băteai, știi cum e, suflai și în iaurt. Și n-au fost probleme cu adevărat, doar niște emoții așa să simțim un pic cum e treaba, da. Așa, ai asistat la naștere? Nu, doar era un geam acolo, n-am fost înăuntru și era regula dincolo de geamul respectiv, da, nu, mă, și mai bine că n-am fost. Nu. Bărbații n-au curajul ăsta. Da, inițial am zis, păi cum eu să, da, las că vă după aia un pic, bine, acum am văzut niște imagini, niște poze când a adus-o, dar nu chiar momentul respectiv, că nu știu, am zis, nu vreau, că și la Iris mi-a zis, nu mai puteți sta la geamul ăla, că deja nu era pandemie, dar se strică, se schimbă regulile. Și am zis, eu nu vreau să văd, eu vreau să aud. Și chiar și la Victoria am vrut să aud primul sunet, ăla da, am vrut să-l aud eu cu urechile mele, să-l aud. Și e un sentiment când auzi, e liniște așa, nu niciun copil, niciun bebe, niciun... Și la un moment dat, exact cum vezi în filme, e un de la... Mamă, ăla da. Și când ți-ai luat fetițele în brațe? M-am topit efectiv, a fost ceva... Și când mă căutau, simțeam în geamul ăla acolo, la un moment dat, când stau o zi, două, la... Nu știu cum se cheamă, înțeles că am uitat tot. Dar n-am uitat cum mă căuta așa cu... Nu vedeau, îți dai seama. Amândouă. Mama era, adică Gabriela era în salon și eu mă mai duceam la geamul ăla unde stăteau câteva ore sau o zi, nu mai știu cât, până seara. Și când mă căutau așa că le aducea și făceam... Și am lăsat un prieten, că eram cu un prieten și a zis, băi, am putut eu să văd dacă recunoaște că nu ești tu. Nu a avut nicio treabă cu mine. Nu, când am venit, a venit la geam și cum făceau de veluși. Da, niște sentimente pe care numai un părinte le știe și le... Foarte, o și perioadă simte, foarte frumoasă, da. Și le simte, da. Și ele fetele seamănă și cu tine. Da, 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 au luat... au luat de la tine. Au luat și de la mine, au luat și de la mama lor. Da, suntem ok. Au crescut mari, acum... Acum sunt sirene pe piscină, clasa întâi urmează acum, Victoria. Da, da, e... Deja ți-ai înscris-o la... Am înscris-o, trebuie să ne bucurăm de fiecare moment. Asta spuneam, vorbeam cu, și cu niște prieteni, că uneori mai zic, băi, dar tot mica e rămas lui Iris, că mai varsă, mai și pe mine, că știi ce repede trece timpul. Nu, lasă-le să fie mici, că o să aibă timp să fie mari. Tot așa am spus. O să fii un tată posesiv? Așa o să ai grijă cu ce băieții o să... Băi, cred că da, că deja tale? sunt, dar le mai lasă copilărească. Da, nu o să fiu strict sau dur sau ceva, dar o să fiu acolo. Un copil simte nevoia să fie acolo, părintele, că nu trebuie să iei tu decizii la un moment dat. Poți să-i dai un sfat, dar dacă îi spui unui copil să nu facă ceva, chiar și unui adult aia face, știi? Normal. Dar trebuie educația asta de acum contează, să prindă încredere în tine că poți să spună orice. Da. Și dacă toate să o continui, adică n-ai făcut 3 ani și după aia nu mai faci sau zici, las că o mai las așa și din clasa 8-a o să aibă încredere. Nu, de acum se lucrează cu copii, da. Și de a obține încrederea asta, pe care eu la un moment dat poate o să o pierd în anumite subiecte, că sunt fete și o să câștige maică-sa, că de asta spun că echipa contează. O completare. Da, unele lucruri o să-i spună Gabriele, că o să se simtă, poate, na, că sunt fete. Ție nu o să spună tati, știi, chiar... am un iubit cu cercel în urechi. Ba nu, asta pot să-mi zică, dar alte lucruri, nu știu. Bine că ești mai rebel. Da, nu știu ce să zic, o să vedem, dar asta e important, să le câștig încrederea să poată să-mi spună orice, că deocamdată Victoria spune, Iris mai ascunde, dar e mai mititică și am zis, tati, spune că nu te cert, când varsă ceva nu spune. Tati, nu te cert, doar vreau să știu, ca să știm, să curățăm sau ceva. Da, e complicat, dar e și frumos. Ca temperament, Victoria cu cine seamănă, Iris cu cine seamănă? Nu, am fost așa și așa acum, în momentul ăsta, tind să cred că Victoria nu mai seamănă cu mine. Se pare că seamănă cu Gabriela, dar a luat și de la mine o sensibilitate și o uneori așa să te închizi în tine așa. Uneori mă mai închideam și eu, acum nu cred că mă închid și acum, dar mai rar. Știi, uneori când te supără toată lumea, sau nu, când te supără cineva, ea se supără, are rare momentele, dar nu am înțeles de la cine. Poate de la amândoi.
Poate la, de la bunici? Când nu și semănăm, da, de la bunici. Nu, dar cred că de la noi cumva, se închide în ea și nu mai vrea să vorbească cu nimeni, știi? Dar e o chestie foarte mișto, vrea să se împace cu persoana cu care s-a supărat. Adică nu lasă lucrurile așa. Le las un pic, adică dacă doar se supără cu Gabriela și eu mă duc la ea, ai tati, nu vrea să vorbească cu mine. Dacă te duce maică sa, cu ea vrea să se împace, știi? Dar nu vrea cu mine, dacă s-a supărat cu Iris, nu vrea să se împace să vorbească cu mine sau cu, știi, vrea să se împace cu Iris. Până nu le împacă, se pupe, supărare mare. Iar Iris e foarte dezinvoltă, bine, și fiind copilul mai mic, ăla mai mic tot timpul, da. Nu neapărat mai alintat, că nu am încercat să păstrăm echilibru, dar simte. Bă, păi tu păstrezi chiar, ții mai mult cu ăla mai mare ca să nu sufere, că știi. Da, întotdeauna există la chestia asta între frați. Da, ăla mic tot simte că e ăla mai mic. Bă, tot simte, poți să faci tu ce faci tu, să ții cu aia mare, da, bă, el tot simte ăla mic. El tot simte că el trebuie să fie mies. Înțeleg, da, exact. Da. Și cred că seamănă, acum a început semnul Iris mai mult cu mine la partea asta. Dar na, lucrurile... Dar partea artistică a luat împreună de la amândouă tine? Cântă, amândouă cântă? Da. Și cântă, asta mică acum e într-o perioadă în care cântă și dansează cu mine, tati dansez. Deci avem niște momente, am și postat pe pagina mea de Facebook, cred că a postat și Gabriela. Băi, deci sunt niște dalea, am pus Dirty Dancing și vreau să danseze ca Dirty Dancing și o ridic așa. Pe toate piesele, pe piesele mele. Aia iubitul tău tati pe care le-am făcut-o și cu sentimente și o întorc și face așa și aia o pupule, mamă, de ce? Iar aia altă mare cu pianul, dar nu am forțat-o, a cântat mai bine ca Iris, acum Iris văd că o ajunge din urmă. Nu o să le forțez, dar sunt artiste, deci artiste. Acum Victoria este cu pictat. Deci pictează, îi place foarte mult să se picteze și eu mă bucur că nu stă numai pe tableta aia. Asta la altă cu desenă nu prea, cred că seamănă cu mine. Eu am foarte multe talente, sunt talentat la toate sporturile posibile, la toate cântaturile, dar la desen și la scris, mamă, deci ăsta e singurul talent pe care nu l-am. Bă, dar deloc, nu, nici nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, într-adevăr, nici să picteze, să nu sunt atât de... În schimb, mi-a plăcut sportul și muzica și... Bine, am fost... Și ai și studiat asta. Și am exact și studiat asta, că mi-a plăcut. Da, da. Deci sunt ok. Nu le forțăm, le ținem aproape. La un moment dat, cred că va trebui un pic îndrumate, că dacă le lași chiar așa... Dar deocamdată le lăsăm. Victoria a avut pian în cameră, am pus pian în cameră, l-a atins de două ori. Am zis că vrea studiu individual, că e rușine, știi? Uh-huh. Și ea cumva are dreptate, știi? Că eu țin minte de la mine, când studiam la chitară, nu vreau să mă audă nimeni, că până, nu știi, faci numai bazaconii și nu vrei să te audă. Da. Cineva, da. Nici măcar mama și tata. Și de asta am dus pian în cameră, dar nu forțez, să vedem. Asta e frumos la viață, să vedem ce urmează, să le îndrumăm, să fim acolo pentru da, ei. Bine, fiind tu artist, Gabi, în domeniul ăsta al televiziunii, este imposibil ca ele să nu meargă pe o linie care să nu aibă păi legătură da, cu voi. Cu baletul, cu maică sa, cu pare mișcări de alea pe care nu le-am avut grațioase de alea, de la Gabriela, știi? Da. Adică exact o combinație este și Victoria la, eu zic de Iris că ea acum mai mult dansează și face așa și numai cu spectatori. Când suntem noi doi nu prea vrea, dar când vine cineva, bă, orice când vine, stai jos acolo, da, da, pune pe scenă toată muzică să dansăm. Deci numai când vine cineva, așa că suntem numai noi doi, nu. Dar Victoria e foarte talentată la sport, deci vrea la gimnastică, te să duc la gimnastică neapărat. Să văd unde o duc la gimnastică, că am încercat undeva. Vrea neapărat la gimnastică, a fost de două ori, dar n-am mai vrut, Iris, erau mai mici, dar acum e pregătită și vrea, e foarte talentată și la sport. Are energie, trebuie să da. Și o consume. Da. Ați fost și într-o vacanță recent? Trei vacanțe am avut cu copii, vezi ce fețe avem. Trei am avut vara asta. Trei. Da, e fața asta. Și dacă mă întreb pe Gabriela de ce, sau din cauza cui, sau datorită cui, depinde cum așa, din cauza mea, că eu n-am vrut să relas deloc acasă. Am fost în Bulgaria 5 zile, am fost la Disney, evident că am fost cu ele în Paris 4 zile și în Grecia o săptămână și... N-am avut nicio vacanță în doi vara asta, dar spre toamnă poate reușesc să o răpesc să mergem și numai noi doi. Am vrut să le duc și în Grecia, pentru că le place apa acolo, cu snorkeling-ul, a fost frumos și nu le-am lăsat nici în Grecia. Așa sunt eu, le iau peste tot. De peste tot, deși e destul de dificil să mergi cu doi copii. E obositor, știi, indiferent cât de minunat sunt, tot timpul prezente, fă-le, dregi. Știu, i-am recunoscut Gabriel că am exagerat.
Da, trebuie să fiu atent, să, da, mai ales la mare și așa, dar na, o să recuperăm. Acum le-am lăsat un pic la Brașov, la bunica, deci o să fim o săptămână așa un pic mai... De asta am putut să vin și la tine, să știi. Așa. M-ai nimerit la fix. Te-a nimerit, uite, păi, veni cu fetițele, ce mai... Da, data viitoare vii cu fetițele la mine. Cu mare drag, da. Sunt două trag de cablul pe aici, asta. Da, este obișnuită, mai vin pe aici prin studio copii, așa că sunt sigur, ar fi dansat, ar fi avut spectatori. Deci se obișnuiește cu fosta ta acasă sau niciodată nu se știe. Nu? Da, așa e, da, da, da. E frumos să-ți vezi copiii crescând, să se bucure de viață. O să o duci pe Gabriela într-un city break. Trebuie, da. Tot la Veneția, poate așa că e mai. Nu, Veneția am fost anul ăsta, cred că un Paris, așa, un ceva. Un Paris, merge, un Paris. Fără Disney cu copii. Fără Disney, că ăla n-a fost Paris, îmi pare foarte rău, ăla nu a fost Paris, ne-am fost la... Dar chiar nu ne-am dus în Paris, că erau și Jocurile Olimpice. Deci am fost lângă Paris, doar la Disney, ne-am cazat la Disney și la Disney am stat. Am fost o singură zi la Marla Valley, acolo la shopping, dar ăla e aproape 15 minute de mers. Atât, n-am fost în Paris, practic. Știi că mulți prieteni au făcut greșeala asta, să le combine. Și eu zic, bă, n-am înțeles nimic, nici din Paris, nici din Disney. N-am înțeles. Și am zis, bă, le facem separat. A fost foarte ok. A fost foarte ok. Acum ați împăcat și copiii, trebuie să vă împăcați da, și dorințele soției până la urmă, da. Domnul Clon, da? Exact. Dacă o duci la Paris, e romantic. Sunt 10 ani de căsătorie? Da, te exact. Te gândești la ceva? Ei a plăcut foarte mult la Paris, a fost cu o prietenă mai demult și i-a părut rău cumva că n-am fost cu un iubit sau știi și cred că a rămas cu chestia asta. Eu n-am fost deloc la Paris, eu am fost în zona asta de Monte Carlo, de așa, și cred că o să fie foarte frumos. Dar m-am gândit la ceva, vrea la un restaurant acolo, de alea cu stele Michelin. Așa. Și probabil că, da, e complicat, că nu mai spun acum că... Este cu programare. Nu, îmi spui după ce o să vă întoarceți de la Paris. Da. Te aștept aici să mă... Cu mare drag. Să-mi spui și ce s-a întâmplat acolo, așa că o să lăsăm emisiunea cu puncte, știi? Îți mulțumesc mult de tot că astăzi ai venit alături de mine și mi-ai povestit lucruri foarte frumoase. Unele poate pe care eu le știam, dar aș fi dorit foarte mult să le afle oamenii de acasă. Mă bucur de fiecare dată când te văd, fiindcă debordezi așa de energie și tu și Gabi. Încă mai pot, da. Încă mai pot? Doamne ajută, da, mulțumesc de invitație. Vă aștept, dragilor, și pe voi pe pagina de Facebook, Tavi Clon, da, pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, avem acolo victorienii pentru vloguri. Am postat un vlog acum din Grecia, când am fost. Așa, să vă uitați la... Da, puteți să intrați și acolo și îți mulțumesc de invitație. Și te aștept după Paris. Ok. Iar pe dumneavoastră vă aștept la o nouă ediție de Online Story, de fiecare dată cum sunteți dumneavoastră obișnuiți, marțea și vinerea pe YouTube-ul nostru WowNews. La revedere, să aveți o după-amiază cât mai plăcută și ne revedem curând.